asta minunată de Revelion, noi vom continua să împărțim cârlani de aur pentru toți cei care anul acesta au fost atât de drăguți și au făcut lucruri minunate pentru care noi în seara asta îi facem să sughițe. Următorul nostru cârlan merge către campionul campionilor, un fel de vârf de lancie a forțelor de ordine, care știe din start să vadă un gând criminal la unul din oamenii închiși acolo într-un sector de poliție și intervine cu un picior în piept. Așa e drăguț omul ăsta. Dar rima perfectă ar fi: următorul cârlan merge la campionul K1. Bună, bravo, foarte bună. Merg și eu, că e bătătorită de sârghi. Dacă nu ați înțeles deocamdată despre cine este vorba, avem și un material. La categoria lupta cu drepturile omului, câștigătorul la 58 de bătălii din cele 57 punctate, în colțul stâng, Radu Barano! Eu am învățat să se bată. Dă cu piciorul la stânga și la dreapta, doar în numele dreptății. E omul care a dat lovitura în adevăratul sens al cuvântului. Și dacă americanii îl au pe atotputernicul Chuck Norris, noi îl avem pe neînfricatul Radu Baranov. Pentru că o țară merită să-și cunoască eroii. Nu în zadar, la 8 ani a îmbrăcat mănușile de box. Nu în zadar s-a antrenat ani la rând în hală de carne a natalului Costuleni. Pentru că acum, în sfârșit, se lovească în răufăcători ca în carne vie. Deși a fost filmat de camere în plină acțiune, polițistul Radu Baranov susține că imaginile au fost trucate. Bătăușul a fost demis din funcție, ceea ce înseamnă că imaginile au fost foarte bine trucate. Nici cele 3 medalii de aur la campionatul european de lupte universale nu încălzesc inima îndureratului erou. Cea mai mare recompensă a acestuia e liniștea și zâmbetul de pe fețele cetățenilor. This is Sparta! Dar pentru o deosebită performanță în lupta cu drepturile omului, am mai avut ocazie să mai înmânăm un cârlan. Voi, dragii mei, puteți zice orice, dar eu de Radu Baranov nu mă tem. Bine că tu nu te temi, dar reporterul nostru special era înfricoșat. O săptămână am făcut terapie în grup cu el ca să-l convingem să meargă. Mai mult decât atât, domnul Baranov, vreau să vă întreb și eu, bun, că noi nu suntem băieți din cartierul dumneavoastră, nu suntem băieți din gașcă, dar totuși dăm telefon la un ghen, zicem: bună ziua, ajutați-ne să-l găsim pe domnul Baranov. La care domnișoara: ce cioarcă, să ne audă. Care-i problema? Păi dă el ăla, nu e aici, șef, pe tot un geniu. Mare, domnul Baranov, noi cu cârlanul, dar dumneavoastră așa, să speriați chiar băieții din un geni. Păi dă-mă să mai văzut așa ceva. Să nu supărați pe Pavel Turcu, cel puțin niciodată, asta vă rog foarte mult. Eu rog de personală. Eu vă zic, vă deschid secretul meu mic, eu nu mă tem de Radu Baranov, pentru că dacă Viorel prietenește cu Dodon, cu Bodiu pe Facebook, eu mi-am făcut un prieten valoros. Îl cheamă Chuck Norris. Iată așa, apreciați-mă, da, acum. Dar la asta m-a ajutat Andrei Bolocan de la un proiect. Spune-mi cine ți este prietenul ca să spun cine ești, dragă Serghe. Nu-mi place comparația lui Radu Baranov nici cu Chuck Norris, nici cu Schwarzenegger aceea. Sper că în cariera lor sportivă sau actoricească n-au bătut oameni nevinovați. Și nu-mi place nici comparația cu, cum a zis că îl cheamă, Pavel Turcu. Acela e o vedetă simpatică, descrețește frunțele, face oamenii să zâmbească pe când Baranov a băgat spaima în oameni și mi se pare, iată, primul posesor de cârlan, posesor sinistru. Fapta lui din anul ăsta e una îngrijorătoare, revoltătoare. Oleg, tu ne strici Revelionul cu concluziile. El ne-a stricat liniștea anul trecut și chiar a amenințat că dă în judecată Jurnal TV pentru trucaj. Am impresia că a pierdut procesul. Nu? Jurnalul i-a întors-o, dar de ce nu să fie așa un pic mai binevoitor? Imaginează-ți-l pe Baranov, iese dimineața din sectorul de poliție, aruncă așa o mână, o privire și zice, ca în liștele lui Schindler, știți, care este următoarea, care este următoarea mea jertfă? Oare cui o să-i aterizez două picioare în piept? Păi de asta dimineața? Și mă tem că a amenințat în emisie directă că mă prinde și mă bate. De asta mă tem. Și eu dacă... chiar dacă sunt luptător și eu, dar mă tem să mă bat cu Baranov. Tu cu așa atitudine, Oleg, nu scăd de dânsul. Te prinde în 2012 cu siguranță. Oleguț, noi vrem să te încurajăm. Noi, de fapt, de asta am hotărât în această noapte de Revelion să-i oferim cârlanul. Ca să-l îmbunați, să-l faceți om, da? Exact. Mă tem că-i pierdut pentru umanitate. Vreau să vă spun pentru toți că reporterul nostru, căruia era atât de frică să meargă la un ghen să ofere acest cârlan, în sfârșit
a făcut lucrul ăsta și a luat inima în dinți și l-a înfruntat pe domnul Baranov drept în ochii lui de polițist. A reușit. Demis din funcție. Ia să vedem.